În doar jumătate de an, strada Alexandru Boico din municipiul Ungheni a fost transformată în una modernă, cu o infrastructură dezvoltată. Lucrările au fost efectuate pe aproape un kilometru distanță. Au fost instalate borduri, 50 de indicatoare rutiere și iluminat stradal. Totodată au fost amenajate locuri de parcare, o zonă verde și treceri pietonale. Sam voditelem являюсь. Все на высшем уровне. Очень изменились. Этот город только притягивает к себе. Только положительные эмоции оставляет. Lucrările de renovare în valoare de peste 420.000 de euro au fost efectuate cu sprijinul programului Eu Fo Moldova Regiun Cheie, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF cu contribuția primăriei locale. În general, la momentul actual, cred că e bine, o să vedem mai târziu. Sunt schimbări, ceea ce țin de infrastructura orașului, dar într-adevăr sunt schimbări foarte mari în ultimii ani. Foarte bine, ce pot să crezi. Deci, parcă se face lucru, cum scade. Ungheni implementează și un proiect transfrontalier împreună cu municipiul Dorohoi din România. Orașul a primit un suport de peste 1,2 milioane de euro din partea UE. Prosperitatea orașului nostru se datorează foarte mult sinergiei proiectelor. Aici, pe strada Alexandru Boico, participăm la 3 proiecte. Deci un proiect face parte din programul Eu for Moldova, alt proiect este un proiect transfrontalier care presupune construcția a peste 20 de kilometri de piste ciclabile și trotuare. Până că nu-i curat, e binișor și nu mă închede că li s-a piață, eu sunt 80, dar încă mă și dau de el. Dacă e bun drumul. Municipiul Ungheni este un exemplu cum ar trebui atrase investițiile și implementate proiectele. Până la reparația străzii cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, a fost construită rețeaua de canalizare. Очень хорошо. Мне нравится этот город уже из-за этих дорог. А так раньше было очень тяжело и плохо здесь ходить. И очень красиво здесь город стал, удобно, мне нравится. Не только мне, всем. Спасибо им, что они выделили нам эти средства. Это у нас не хватает никогда. И будем как в Европе жить, чтобы работы еще были хорошие. А так очень рада. Foarte frumos, calitatea destul de ok, vedem peste o perioadă cum o să fie, dar din câte am văzut cum au fost lucrările, destul de bun. Sper să fie reparate toate drumurile, că noi stăm mai la periferie și acolo mai este de muncă. Programul Eu Fo Moldova este implementat în regiunile Cahul și Ungheni și are un buget total de 23 de milioane de euro.